Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spunem și astăzi, într-o zi mondială a animalelor, pentru că astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Animalelor, zi de bunăstare a animalelor și vă rog din suflet, pentru că știți că sunt o mare iubitoare de animale, să aveți mare, mare grijă de toate sufletele pe care le aveți în jurul dumneavoastră. Pornim la drum în cadrul emisiunii Ce vor plantele, unde vorbim despre sănătatea plantelor, alături de invitatul emisiunii dr. Inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Să știți că și domnul Ghibu este un mare iubitor de animale, așadar aveți în față doi salvatori de animale, doi iubitori de animale și doi promotori ai bunăstării animalelor, dat fiind că astăzi, repet, este Ziua Mondială a Animalelor. Pornim pentru dumneavoastră și liniile telefonice. Puteți să sunați la cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi și spunem bună ziua primului telespectator. Vă ascultăm, bună ziua! Alo! Sunteți în direct, vă ascultăm! Stăruna, doamna Cristina, să trăiască, domn profesor! Trăiesc și dumneavoastră! Pentru dezinfectarea lădițelor în care depozitez fructele, ce-mi recomandați? Acolo unde depozitați, dacă sunt din lemn... Nu, din plastic sunt lădițele. Dacă sunt din plastic, nu este nicio problemă, le spălați, le uscați la soare și pe fundul la fiecare lădiță să puneți o hârtie, dar să nu fie cu pergament, adică să poată să respire fructele care le puneți acolo. Hârtia de ziare, bună? Da, sigur. Da, numai pe fundul lădiței, da? Și pe fund, și dacă puneți în două sau în trei straturi, puteți să puneți hârtie la fiecare strat. La atunci, sigur că preîntâmpinați apariția transmiterii bolilor de depozit de la primul strat sau de la ultimul strat spre primul strat. Da, o să fie mai multe straturi. Este o barieră între ce mai transmit. Am înțeles, să fie mai multe straturi, că datorită noastră am o producție destul de bună anul. Exact, da. Și după recoltarea fructelor, ce? Până să cadă fundele, să mai poate face vreo stropire la pom? Nu. Deci lăsați singura chestiune ce trebuie să o faceți, să îndepărtați fructele care sunt mumifiate în coroană și să greblați frunzele, masa foliară pe cât posibil și fructele care au căzut, să le îndepărtați din zona pomilor fructiferi, pentru că ele constituie o sursă de infecție pentru lanul. În perioada de iarnă ele vor sta așa acolo, în primăvară vor putrezi, sporii de ciupercă se vor dezvolta și vor produce o nouă infecție. Dacă le îndepărtați, ați eliminat una din sursele de infecție. Da, am reținut. Mulțumesc! Cum are mulțumesc! Multă sănătate vă dorim. Dacă tot am vorbit de problemele care pot să apară în depozite și domnul ne-a ridicat mingea la fileu, vă spunem că igiena spațiilor unde depozitați recoltele, fie ele cereale, fie ele legume, este foarte, foarte importantă. Pe parcursul emisiunii noi v-am spus cum trebuie să curățați spațiul de depozitare, cum trebuie să dezinfectați spațiul de depozitare și inclusiv lăzile sau rafturile unde urmează să depozitați aceste recolte pe care le-ați obținut, este foarte, foarte important. Pentru că o serie de boli sau o serie de dăunători, în cazul cerealelor, pot fi introduse odată cu recolta. Cum procedăm în cazul cerealelor și atunci mai apoi mergem să discutăm și despre bolile de depozit la legume și la fructe. În cazul în care noi depozităm cereale pentru prevenirea apariției insectelor acolo, putem să facem un tratament la grâu, orz, orzoică sau triticale sau ce avem noi în general cereale, chiar și la porumb, pentru gărgărițe, pentru fluturi aceia care creează probleme, produsul Cobiol. Singura chestiune este ca în momentul în care faceți tratamentul sau gărgărița la cereale. În momentul în care faceți tratamentul, trebuie să știți că timp de 14 zile nu aveți voie să folosiți cerealele nici în hrana omului, nici în hrana animalelor.
Gărgărița o putem duce odată cu recolta în... Sigur că de regulă se transmite, fără nicio discuție, dar ea de regulă stă în spațiile care n-au fost dezinfectate și se perpetuează de la un an la altul și dacă nu se face tratamentul, automat insectele se înmulțesc și pot să creeze pagube mari. La fel se întâmplă și cu porumbul, acolo unde îl depozităm. Da, și mai ales acum putem vedea foarte ușor acei fluturași ca de molie care trebuie neapărat stârpiți pentru că aceștia produc pagube mari la, și în special la porumbul și care este luat de pe știulete, dar și în spațiile deschise, acolo unde se pune, se depozitează porumbul ca și cu cocean. Da, da. Deci, mare atenție, vă spunem toate aceste lucruri, să vizitați și să verificați tot timpul spațiile unde ați depozitat astfel de cereale pentru a preîntâmpina înmulțirea dăunătorilor. Că dacă ați făcut tratamentele și dezinfecția spațiilor unde ați pus cerealele și ați depozitat cerealele, este foarte bine, dar neapărat odată, de aia l-am și întrebat pe domnul Ghibu dacă putem aduce odată cu cereale acest dăunător, pentru că recoltele sau depozitele trebuie să și le verificăm. Odată cu recolta, chiar dacă nu ducem noi, să duc ei, șoarecii de câmp, să duc acolo, să adăpostesc în hambarele respective și aceștia pot fi combătuți. Dacă vă cumpărați cuburi cerate Vebitox, le puteți introduce în spațiile respective și șoarecele consumă cu precădere din aceste substanțe pentru că ele sunt cu o untură care îi atrage. Și puteți să faceți o curățenie mult mai bună și să nu aveți probleme cu cerealele în depozit. Folosind cuburile cerate, există riscul ca pisicile sau căței să fie atrași de aceste cuburi cerate? Dacă aceste cuburi cerate se pot pune în anumite capcane unde nu intră nici pisica, nu intră nici câinele. Nu sunt probleme mari pentru că ele sunt dozate de asemenea natură încât trebuie o pisică sau un câine să mânce cantități mai mari de asemenea substanțe decât da, pentru greutatea corporală lor e mai mare. Da, ar fi indicat să le punem în zone unde sigur, nu au acces câinii și pisicile. Sigur. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Cu ce aș putea combate coropișnițele? Ce anume? Coropișnițele le aveți în spațiu protejat? Le avem pe un teren în apropierea casei. Deci coropișnița o puteți combate foarte ușor cu corocid super. Sunt substanțe anume pe care coropișnița le consumă cu plăcere și dacă le împrășteați acolo, îi o uruială de porumb impregnată cu o substanță și coropișnița mănâncă cu plăcere din aceste insecticide și mor. Această moment. Recomandat să stați terenul înainte de a împrăștia sau după? N-am înțeles. Îmi recomandat ca să stați acel teren și să împrăștii sau înainte de a săpa? Și înainte de a săpa și după, dar ca să aveți eficiență mare. Puteți dumneavoastră primăvara foarte, foarte devreme chiar în momentul în care plantați sau în momentul în care puneți ceapa sau usturoiul în pământ. Atunci oricum va trebui să fiți atenți cu aceste regulă, produse. Insecta ca atare de regulă ea mănâncă deasupra solului. Da. Mai există și Corosel, un produs care creează ca o barieră pentru aceste dăunători și puteți să-i împrășteați pe pământ. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Să rog, bună ziua. Am un păr care până acum, vreo 3 săptămâni de zile, m-a
fost bine. Da. Acum sau fructele n-au mai continuat să crească, da, nici să se coacă, au rămas în faza aia de acum 3 săptămâni, frunzele au devenit maroniu închis și am despicat, așa cum spuneți noastră, rămurica. Da. Are o culoare cât de cât maronie, un galben primar, probabil de în faza aici, incipientă. Așa. Și dacă mai pot să-i fac ceva vreun tratament la ora asta sau nu. Deci ce m-ați făcut și fac pentru primăvară? Tratament nu puteți să faceți. Singura chestiune ce vreau să vă întreb, ramurile care sunt atacate sunt la vârf încovoiate? Nu sunt încovoiate. Bun. La vârf, dar frunzele din 90-100% sunt maronii închis. Și nu-s de culoare neagră, nici creanga nu este de culoare neagră. Nu, crenguța nu s-a schimbat culoarea deloc. Bun, atunci este vorba despre monilinia. Asta o putem rezolva. Singura chestiune e să ne urmăriți în emisiunile care vor veni. Da, mă respect, eu știu, pentru... cu tratamentul cu alieta, aleatul. Da, asta e în momentul în care apare ervinia, dar aici la dumneavoastră, dacă nu sunt frunze negre, nu-i cazul. Nu sunt negre. Bun, atunci este o problemă mult mai simplă, mult mai ușoară de rezolvat. Putem începe tratamentul în perioada de repaus vegetativ, da, și după aceea continuăm în primăvară cu produse care vor combate monilinia, da, la apariția frunzelor. Da. Este simplu tratament. Pentru monilinia sunt acum substanțe cu care putem să rezolvăm problema ușor. Da. Mulțumesc frumos, domnule. Sănătate. Multă sănătate. Vorbim de pom fructiferie, vorbim de Casa Plant și cei de la Casa Plant au venit pentru dumneavoastră cu un nou pachet pentru pomii fructiferi, respectiv pentru sâmburoase. Acolo v-au introdus în acel pachet și insecticide, și îngheșăminte foliare, și fungicide pentru tot timpul anului. Repet, atunci când cumpărați acest pachet, beneficiați de reducere la fiecare produs. Și pachetul la acest moment, pe lângă celelalte pe care le are pe site, acest pachet este pentru sâmburoase pe tot timpul anului. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Să română. Sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, să română. Bună ziua. Domn profesor, am și eu 3 întrebări, vă rog. Vă ascult. În primul rând, acum se culeg viile și aș vrea ca mustul să-l tai, să rămână la stadiu de must, dacă puteți să-mi spuneți ceva, o substanță. Puteți dumneavoastră să folosiți, sunt substanțe care... niște drojdii care se aplică în momentul în care nu fierbe mustul. Dânsul vrea să oprească, să rămână la must oprit. Deci... Vreți să-l opriți? Da, vreau să opresc, să rămână dulce. E simplu atunci. Îi ridicați temperatura până la 60-70 de grade pe sobă și ați rezolvat problema. Omorâți... O cantitate mai mare vreau. Cum? O cantitate mai mare de... Altfel, deci numai prin omorârea ciupercilor care... Produc fermentația. Numai așa puteți. Un fel de pasteurizare, adică exact așa cum și punem și conservele. Trebuie să le dăm un clocot ca să... Aici nu ajungeți la clocot, dar oricum va trebui să fie temperatură ridicată să omorâți ciupercile care produc fermentația mustului. Da. Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Am smeură de mai mulți ani, iar anul ăsta, când avea rod, a început să se usuce. Așa. Cu rodul pe ea. Da. I-am pus toxin la rădăcină, am scos una din plante, rădăcini le-a arătat bine, nu exista nicio problemă. Da. Și acum, în vară, a început să dea din nou din rădăcina respectivă, să dea tulpini. Da.
Și astea s-au uscat din nou. Și nu știu ce să fac. Să scot zmeura, să o mai las, nu știu ce să fac. Vă spun eu ce să faceți acolo. Aveți o problemă în sol. Dacă se uscă, s-ar putea întâmpla să aveți probleme cu fuzarium. Este o ciupercă care se instalează pe rădăcinuțele acelea mici, pe perișori absorbanți. Și de aceea se usucă. Bine ar fi ca dumneavoastră să încercați acolo să dezinfectați-o. A spus toxin acolo la rădăcină? Am pus toxin. Da? I-am întrebat pe cineva la tot așa la un de-asta de plante. Da? Și mi-a spus să pun miraj acolo. Mi-a dat de fapt murea miraj să pun la rădăcină. Nu. Mirajul este pentru boli foliare, nu prea... Da. Nu merge mirajul. Toxinul este foarte bun. Deci i-am pus toxin. Da. Și degeaba i-am pus. În vara a dat din nou de jos din rădăcină. Da. Iar acum toamna a crescut frumos, iar acum toamna se usucă din nou. Bun. În momentul în care a început să vegeteze, bine ar fi atunci să administrați produsul albit la rădăcină. Am înțeles. Sau, dacă nu găsiți albit, amalgerol. Și să faceți unul sau două tratamente la interval de două săptămâni. Pentru că planta va răspunde. Dacă în prezența toxinului a răspuns și s-a dezvoltat, restul... Nu. Deci eu am pus toxin, dar s-a uscat, a continuat uscarea. S-a uscat cu fructe pe el. Se uscă și frunzele și lăstarii. Și frunzele, și lăstarii, și fructul. Am înțeles. Atunci aveți probleme mari în sol, nu aveți cumva aciditate prea mare, nu ați văzut? Ce sol aveți acolo? E un sol nisipos. Un sol nisipos, n-ar fi trebuit să... Și numai la o singură plantă vi se întâmplă lucrul ăsta, nu? Nu, la mai multe plante s-a întâmplat. Păi și tratamente... Nu la toate. Da, am înțeles. Tratamente ați făcut, excluzând probleme la rădăcine, tratamente a culturilor. Sigur că am făcut. Cu Ridomil, cu Ortiva Top, sigur că am stropit-o cu Teldor. Am înțeles. Cu cupul. Da, sunt produse performante. Dar v-am spus, încercați dumneavoastră, haideți că mai facem o chestiune importantă, să vă cumpărați geliasol și să administrați geliasol la rădăcină, să vedem dacă plantele răspund. Deci nu o scot să încerc cu geliasol. Da, nu o scoateți, sau încercați să ne trimiteți poze clare pe adresa de e-mail a emisiunii, să vedem, posibil să nu fie de la rădăcină, posibil să fie vorba de o boală care nu o stăpâniți dumneavoastră. Și de acolo, evident, se uscă frunza, dacă se uscă frunza, se uscă fructul și lăstarul. Da, când ați umblat la rădăcină, când ați spus toxin la rădăcină, v-ați uitat la rădăcină. Sunt ceva probleme la rădăcină? Sigur. Am scos rădăcina, am scos-o și nu prezenta niciun fel de problemă la rădăcină. Deci, să vă spun cum trebuie să o verificați. Un fir de rădăcină din acela, așa, cam cât o mină de creion, să o secționați, să vedeți dacă în secțiune are, îi albă. Dacă e albă, atunci nu sunt probleme la rădăcină. Sunt probleme în partea aeriană. N-aveți cumva pe tulpină puncte negre, niște noduli? Nu am noduli. De obicei când are noduli, o tai mai jos de noduli. Bun. Altă întrebare. Dacă nu aveți pe lăstarul respectiv niște pete maro, aici cu alea câte o pată maro. N-am observat pata maro. N-am observat, dar nu toată zmeura, să știți, se întâmplă chestia asta. Da. Numai la câteva tulpini de astea, și în special acele care au stat la soare, că am o parte care e la semi-umbră, parte care stă la soare. Da, s-ar putea întâmpla să aveți o problemă legată de o ciupercă gen făinare și să manifestă pe tulpini, în special pe alea mai crude, să văd niște pete maro doar și alea să transmit apoi. Da, și... trebuie văzut. Aia o puteți rezolva cu score sau sistein forte sau topaz. Da, am înțeles. Da, mulțumesc atunci.
Multă sănătate, dacă aveți posibilitate și dacă mai aveți manifestări sau unele plante care le mai puteți fotografia, trimiteți-ne pe adresa de e-mail Imagine. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo. Vă ascultăm, spuneți, sunteți în direct, în telefon. Bună ziua, să trăiți, domn doctor, să rămână doamnă. Bună ziua, vă ascultăm. Nu știu cum vă spun. Sunt un cetățean din Piatra Neamț. Așa. Într-o comună alăturată. Am prins eu un obicei bun, cu oarecare măsură, și mi-am plantat niște nuci. Așa. Mi-am plătat anul trecut niște nuci. Da. Dacă vreți să mă ascultați, să vedeți dacă am făcut bine sau nu am făcut bine. Dacă vreți să mă ajutați. Să vă rog, asta. Vă rog. Am făcut găurile pentru plante 80-80 pe metru, 1,10 m adâncime. Bun, e bine. Așa. Am pus partea de deasupra cu pământul, cu iarba respectivă, am pus-o la fund, plus o roabă de gunoi putred. Corect. Am bagat cultivatorul în gaura respectivă, cu totul. Da. Am mărunțărit tot. Da. Și mi-a rămas deasupra. Am pus iar două roabe de marniță pe gunoi, iar n-am amestecat. S-am pus 68 de nuci. Da. Așa. Mi s-au prins absolut toți. Da, pentru că ați făcut plantatul corect. Eu. N-am niciun rateu. Nu i-am dat îngrășământ chimic absolut deloc, decât le-am ajutat un pic la înrădăcinare cu nitrocalcar și am făcut mocir la respectivă cu lut și banică de vită. Perfect. Așa. Ce aș vrea eu de la dumneavoastră să vă întreb? Nu mai știu cum să merg mai departe. Mai departe e foarte simplu. Da. Când încep să vegeteze, ei nu vor rodi, altoiți? Altoiți, da. Bun. Ei cam la 5 ani încep să rodească. Da. De la plantare. Deci cum apar primele frunzulițe în primăvară, trebuie neapărat să faceți tratamentul. Nu, domn doctor, nu m-ați înțeles. Eu i-am pus astăzi toamnă. Da, în toamna anului trecut. Și anul ăsta au vegetat, nu? Au vegetat prin frunze, dar nu... Păi, da, dar anul acesta se va încheia. O să vină toamna, cad frunzele și nu mai facem nimic. Adică acum, la acest moment, nu mai le faceți nimic. Domnul Ghibu a început să vă spună pentru la anul sfaturile. Altoiu au fost de 3 ani. Au o înălțime de peste 1,20 m, 1,40 m. Perfect. Îi lăsați să crească obișnuit, nu interveniți în corona lor. Asta am vrut să vă întreb pe dumneavoastră. Nu, am înțeles că vreți să vă referiți la tăieri. Da. Așa, nu interveniți în corona lor decât acum în perioada de vegetație după ce au căzut frunzele, da. Ca să-i protejați, da. Faceți în felul următor. Da. O soluție, vă cumpărați din timp un Midos Oil. Midos Oil, da? Așa. Un produs pe bază de cupru și să vedeți că sunt mai multe, dar să scrie pe plic cupru metalic 50%. Fie că este CEM sau Champion sau Cupridin sau Triumf. Centam, da. Așa. Triumf. Și un insecticid. Eu v-aș recomanda... Fie lider, da. Fie produsul talent, da. Sau dacă nu găsiți nici unul, nici altul, Movento, da. Sau Vertimec. Cel ultimul care vi l-am spus e un produs foarte performant, Vertimecul. Și unul din ele. Sigur. Și faceți combinația asta, o să revin eu dacă urmăriți emisiunile în luna, da. În luna noiembrie, când încep să se facă tăierile și să se facă tratamentele în perioada de repaus, o să revin la rețetar și
Și atunci da. Dumneavoastră să faceți tratamentul, dar fără tăieri. Am înțeles. Lăsați corona să se dezvolte da. Și numai în toamna următoare, deci da. În toamna lui 22, atunci a intervenit și faceți tăierile de corecție la coronă. Vă mulțumesc. Altă problemă. Da. Eu acum, în momentul de față, chiar astăzi, vreau să-i fac instalația prin picătură. Așa. Apropo, pot să-mi dau apă acum în toamnă să-i umplu? Eu i-am umplut de 3 ori găurile de cu apă. I-am dat apă desulată. Acum nu-i cazul. Ce vă pot spune, dacă vreți să faceți o treabă și instalație prin picurare, da. Atunci vă instalați butoiul respectiv de 1000 de litri, nu? Dintre ăla din plastic. Da. Așa. Și la primăvară, când încep să vegeteze plantele, atunci da. Le administrați în apa de picurare, în butoiul respectiv, geliasol. Și o să vedeți ce creștere o să se facă. Poți să-i mai bag gunoi? Nu-i mai trebuie. La dimensiunile gropilor care le-ați făcut, acolo nu mai trebuie. Absolut nimic. Deci singurul lucru este primăvara să-i administrați produsul ăsta, geliasol. Este un îngrășământ complex. Și apă îngheșulată. Și apă prin picurare. E suficient cum merge prin picurare. Că soluția geliasolul dizolvați în butoiul respectiv. Da. Și merge odată cu apa, merge și îngrășământul. Eu i-am pus 2 ciuperci de 4 litri. E prea mult, nu? Acum depinde dacă solul permite și nu creează o mlaștină acolo, e foarte bine. Nu permite. Îmi fuge apa. Bun, dacă... Nu exagerați cu apa, pentru că nucii nu sunt mari iubitori de umiditate. Bine, vă mulțumesc tare mult cu sănătate. Mult respect. Multă sănătate. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua! Bună ziua! Bună. O întrebare am și eu la dumneavoastră. Puneți! Am plantat butași de mur primăvara asta și au crescut mari de 2 metri, de 3. Spuneți-mi, îi tai ca la zmeuri? Nu-i tăiați. Nu-i las așa. Nu, murul nu-l tăiați așa scurt, îl tăiați în primul an undeva la 50-60 de centimetri, chiar până la 1 metru. Murul are corzile mai lungi decât zmeurul și el trebuie condus pe spalier. Da, eu i-am condus, da, și câte 3 metri, 2 metri. Da, păi de-aia vă spun, limitațiile puțin lungimea lăstarilor, pentru că da. Vă spun și de ce, care este logica. Una este să cari o găleată de apă la 1 metru și una este să cari o găleată de apă la 5 metri. Cam așa este și cu hrana. Deci fructele vor fi întotdeauna în vârful lăstarilor, nu la bază. Și atunci vă dați seama ce efort este pentru plantă să alimenteze, să dezvolte fructele. Le mai limitați un pic unde undeva l-am sus, 61 metru lungimea, tăiați lăstarii. Spuneți-mi, au câte 5-6 lăstari dintr-o rădăcină. Dacă anul trecut i-ați plantat, anul ăsta sunt în anul 2. Nu trebuie. Eu primăvara asta i-am plantat. Am înțeles. Deci anul viitor vor fi în anul 2. Pregătiți pentru anul 2. Nu exagerați cu foarte mulți lăstari pe o plantă, pentru că planta este tânără. Cât și... Păi în anul 2, 2 lăstari. 2-3 lăstari maxim în funcție de cât de mult îngrășământ îi administrați. Pentru că dacă ajutați cu îngrășământ, atunci planta are elementele nutritive la dispoziție, poate dezvolta. Dacă nu ajutați, 3 lăstari, 4 e prea mult pentru o plantă de 2 ani. Da. Și pot să ud și eu cu geliasol, e un pământ cam tare la sigur, noi. Dacă pământul este tare, puteți să schimbați ușor structura solului, săpați, administrați teracalco și săpați și incorporați teracalco în sol. Astfel afârnați solul aplicând acest produs. Da. Bun, mulțumesc frumos. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Aș dori să vă pun și o întrebare în legătură cu viermele sârmă. De ani de zile îl am în teren și distruge toată ceapa și usturoiul pe care îl plantez.
cum aș putea, ce aș putea să fac în toamnă acum ceva? Deci, puteți să faceți dezinfecția solului. Da. E un lucru foarte important. Cu produsul basamid, acum în toamnă. Acum. Da, da. După ce eliminați din teren toate resturile vegetale, da, săpați, administrați administrați basamidul, da, îl incorporați în sol și eventual pe suprafață mică unde puneți morcov, da, pătrunjel, da, ceapă, usturoi, da, să acoperiți cu o folie de polietilenă și o lăsați până în primăvară. Da. Atât, da? Da. Altceva nu mai trebuie de făcut, absolut nimic, dacă administrați basamid sau formol. Sau formol, da? Da. Mulțumesc. Să rămână, mulțumesc. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo, bună ziua. Bună ziua. Deci pot să vorbesc? Da, sigur. Am o întrebare. Am probleme cu solul. Am plantat trandafiri cu sticla, i-am prins. Da. Și solul, în sol, sunt niște viețuite, da, insecte, nu știu ce sunt, ca niște purici săritori, săr. Așa. A început să negrească tulpina la trandafiri. Așa. Dumneavoastră ați stropit cu ceva trandafiri? Da, i-am stropit de multe ori, de afide, de făinare, de rugină. Așa, dar insectele astea cum arată? Sunt mici, 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 ca precum afidele, gri închis. Da? Și sunt foarte multe, și furnici, și insecte. Furnica nu are nicio problemă cu trandafirul, însă insectele astea sunt în sol. Da, în sol sunt, da. În sol. Am dat cu fel de fel de ce mi-a spus. Am cumpărat și tot nu au dispărut. Nu mai știu cu ce le-am dat, dar le-am dat. Am dat și în sol. Da, acum dumneavoastră puteți să le vedeți, insectele. Da, da, se văd, da, da. Ei, dacă le puteți vedea, bine ar fi să faceți o poză cu telefonul și da, să transmiteți poza la Cristina pe mail. Să vedem, da, ce fel de insecte sunt, ca să nu greșim cu recomandări. Foarte mici. Sunt foarte mici și multe. Teoretic, nu ele sunt cauza negrii tulpinilor. Posibil la trandafir să apară focul bacterian, pentru că și trandafirul este din familia rozaceelor, ca și mărul, părul și gutuiul. Și înnegrirea tulpinilor și a frunzelor. Da, deja a început să usuce. Câțiva au început să usuce. Tulpina e neagră. Faceți-ne niște poze cu telefonul și la insectele respective, dar da, și la ramurile de trandafir care, da, sunt negre. Și atunci, da, noi vă putem spune despre ce este vorba. Am înțeles că e de la umiditate, dar nu știu. Nu, umiditatea nu creează problemele astea și încercați numai să... Aveți umiditate mare în sol și intuiți că s-au putrezit rădăcinile, dat fiindcă este... Nu rădăcinile, insectele acestea. Vreau să le combat și nu știu cu ce să le combat. Am înțeles. Insectele nu sunt cauza înnegrii trandafirilor. Deci nu. Le putem combate să nu mai fie un disconfort pentru noastră, dar nu ele nu sunt... Nu pentru mine, pentru plante. Am înțeles. Nu ele sunt cauza. Trimiteți-ne imagini și cu planta de trandafir și cu insectele, dacă reușiți să le fotografiați, da, 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 să rezolvăm ambele probleme. Repet, eu acolo intuiesc un foc bacterian la trandafir și... Da, da, cu fel de fel de soluții. Să vă spun ceva, insectele respective când le atingeți să strâng grămadă și să fac așa ca o biluță? Nu. Sunt bun. Ca afidele, mai mici ca afidele și sunt săritoare, sare, nu știu cum să vă... Furii săritori, ce am citit pe internet, furii săritori. Dacă sunt deasupra solului, putem omorâ ușor. Dar nu, sunt la 2 cm, așa, în sol. Sunt în sol. Faceți-ne o poză, dacă le găsiți, dacă le vedeți, faceți-ne o poză și trimiteți-ne, că altfel nu avem cum să ne dăm seama, să știm despre ce este vorba. Da, încerc să vă fac da, poză și... Și faceți o poză și la ramurile de trandafir, cele negrite. Să vedem care e problema acolo.
Da, da. Mulțumesc mult. Sănătate. Mulțumesc. Multă sănătate vă dorim. Aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi. În schimb, pe adresa de e-mail, Lenuța are probleme cu coniferele și ne roagă să îi spunem un tratament sau cum poate să întrețină coniferele care au început să se îngălbenească masiv. Atât fungicide și insecticide, v-aș... Sigur, acum în această perioadă se pot rezolva ușor problemele. Prima dată trebuie făcut o toaletare, să îndepărtăm tot ce este uscat. Fie prin scuturare, fie chiar prin îndepărtarea mecanică, prin tăierea ramurilor care sunt uscate. După aceea, trebuie neapărat să ne facem rost de niște substanțe cu care să facem tratamentul acum, în această perioadă. Este vorba despre produsul CEM sau CEMPION, împreună cu insecticidul Nisorun și Coragen. Și vă spun cantitățile cum trebuie să le amestecați. 20 de grame de CEMPION, 5 grame de Nisorun, așa se vinde la plic, și o fiolă de 2 ml de coragen în 10 litri de apă. Deci toate bine în 10 litri de apă și soluția respectivă se administrează cu atomizorul pe masa foliară. Iar la sol, acum în luna aceasta, se poate administra geliasol. Este un lucru foarte important. Odată distrugem insectele cu primul tratament, iar cu geliasol producem aciditatea de care are nevoie, în general, conifere. Au nevoie coniferele. Este un lucru foarte important, geliasolul în administrarea la rădăcină la acestor plante. Nu uitați că majoritatea produselor pe care vi le recomandăm le găsiți pe site-ul Verdon, acolo le puteți comanda online sau telefonic. Și pentru cei care urmează lucrarea de plantare, unii ați făcut-o, unii urmează să o faceți, ideal ar fi să o faceți după căderea frunzelor, când pomii intră în repaus vegetativ sau plantele intră în repaus vegetativ, și puteți să puneți în apa de udat Radiful. Este un produs pe care îl găsiți tot pe site-ul Verdon și este un stimulator de înrădăcinare. Ajutați plantele să-și dezvolte sistemul radicular și să se prindă mult, mult mai bine. Sau și mai repede. Sau dacă nu găsiți această substanță, puteți să apelați și la ajutorul la albit. Este tot un stimulent de înrădăcinare. Foarte bun pentru așa ceva. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Domnișoara Cristina, auziți-te, vă întreb. Am primit un solar și l-am dat cu formol, l-am săpat eu și l-am dat cu cu formol să stea 3 săptămâni. Acum pot să pun gunoi, că nu am avut gunoi de graj, nu, la noi încă nu a dus gunoiul, da. mai târziu un pic. Și pe urmă să plantez în el. Puteți să puneți, însă ce vreau să vă spun? Da. Gunoiul de graj conține o mulțime de semințe. Da. Și ouă de dăunător. Și o mulțime de dăunător, chiar și coropișniță. Atunci nu mai pun gunoi de graj și pun altceva, că eu m-am grăbit, mi-am dat cu formol, am 2 săptămâni. Bun. Sâmbăta viitoare am 3. Da. Și după aceea solarul, și eu aș vrea să-mi pun niște salată acolo, puteți, niște ceapă. Sigur, puteți să puneți liniștită și puteți dumneavoastră, înainte de plantare, vă cumpărați, da, vă cumpărați îngrășământ complex. Să aibă azot, da, fosfor și potasiu. Da. Fie că scrie pe sac 20, 20, da, 20 sau, da, 15, 15, 15, da, și îl administrați deasupra, după aceea faceți straturile și puteți să plantați sau să semănați. Nu mai sap odată cu hârlețul. Nu. Deci pregătiți cu grebla. Incorporați îngrășământul cu grebla la suprafață. Da. Și odată cu îngrășământul puteți să încorporați și teracalco, ca să afânați. Da, da, îmi pun și teracalco. 2. Am niște buxuși. Eu mi-am tratat pe vară, mi s-a îmbolnăvit repede, am văzut. Pot să dau acum cu niște Novadin Progres iară? Sigur.
Sigur, nu. Însă dacă de nu mai, mi-am salvat doi. Dacă nu mai aveți probleme, deci insecta acum nu mai este acolo. Trebuie să nu dau. Și să-mi spuneți în ce luni, eu am avut scris de la dumneavoastră, în ce luni, în două faze. Dacă mă întrebați pe mine, din experiența, da. Când, unde am întâlnit, da. Sau în ce perioadă am întâlnit în grădină, da. Acest dăunător, eu vă spun că eu aș începe din martie. Așa. Să fac tratament măcar o dată pe lună. Eu l-am întâlnit în martie și l-am întâlnit și săptămâna trecută, încă prezent. Păi eu am pățit acum 3 săptămâni sau o lună, nici nu știu. Da, vă spun că degeaba... Și imediat am făcut, da. Mult. E bine, nu e foarte bine, dar e bine dacă i-am prins. Dacă aveți Novadin Progres, puteți mai să... Am încă de 2 ori. Puteți Novadin să-l aplicați, Progres. Însă vă spun, biologia insecte este în aprilie apare prima generație. Așa. Și în august. A doua generație. Da, așa mi-ați spus, aprilie și august, ca să știu să nu mai... Da, n-aș vrea să vă surprindă, eu de-aia v-am spus preventiv. Păi aveam maestri în curte și în ce să vă spun, că m-am uitat că ce acolo unde am. Dar am dat și mi-am salvat. În funcție de cât de repede vine primăvara, poate să apară și în martie, la sfârșit de martie și în aprilie, dacă iarna întârzie să plece, apar în mai. Da. Și mai am o întrebare. Acum să diam niște... Deci mi-am pus niște salate în grădină. Și-o făcut mare, azi am făcut ciorbă. Bun. Așa. Acum vreau să-mi sădesc. Am un solar care nu-i din ăla profesional. E de mult, nu știu ce. Așa. Și vreau să-mi sădesc cea din grădină în maimia, să la primăvară. Deci nu poți pe vară să aibă sămânță. Salată? Da. Nu. Deci nu mai mi-a. Nu, deci tot o semănați la primăvară sămânță și într-o săptămână e afară. N-are niciun rost. Și să nu seamănă și acum din nou, care, salată de aia care să seamănă în luna a noua și a opta ca să-mi iasă și să rămâie la primăvară? Nu, deci nu mă prin sădire. Eu vă spun că vă creați probleme pentru că în spațiu închis, în general la iarnă, se întâmplă, se adună insecte și faceți altă minune. Da. No, bine, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Multă sănătate. Pentru, la revedere. Pentru cei ca dumneavoastră care doresc să înființeze culturi de ceapă verde, de salată, de spanac în spațiu protejat în perioada de iarnă, când temperaturile mai permit cultivarea acestor plante, nu uitați de la bun început. Pregătiți terenul corect, cu îngrășăminte și cu teracalc, o să afânăm solul, pentru că atât ceapa, salata și usturoi și spanacul au nevoie de un sol afânat. Se dezvoltă repede și de calciu. Și de calciu. Nu uitați să îmbăiați semințele într-o soluție de albit, 1 ml de albit într-un litru de apă și le scufundați semințele plantelor pe care urmează să le semănați în această soluție. Le lăsați câte minute și apoi le semănați, pentru că albitul stimulează germinația semințelor și veți avea un randament de germinare mult mai mare. Soluția de albit o puteți aplica și răsadurilor și plantelor tinere. Tratamentele, dacă se impun împotriva bolilor și dăunătorilor, concomitent cu administrarea de îngrășăminte foliare și de stimulator de creștere. Puteți să folosiți în continuare bioactivul sau albitul, foliplantul, fertitelul, sunt produse care le puteți aplica și la culturile pe care le produceți în perioada de iarnă. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct. Româna și sănătate. Am vrut să vă întreb, domnul doctor, la anul trebuie să mă învățați cum să scap de acele șanțuri radiale care pornesc la codița tomatei adânci și negre, care îmi strică aspectul roșiei. Și nu știu de ce apar, pentru că se stropesc cu produse performante. N-am înțeles de unde apar. Deci sunt soiuri care, spuneți de șanțurile acelea care apar la codiță, nu? Când... Da, de la codiță radial exact. În toate direcțiile.
roșiile. Aia, da. Ăla-i caracter de soi. Da, da, am schimbat și soiul și deși la celălalt sau să transmite, nu știu cum, se transmite de la unul la altul. Nu, nu se, nu se transmite de la unul la altul, nu, ăla-i caracter de soi. Dar vă spun ce trebuie să faceți în momentul în care roșia începe să intre în pârgă, îi gălbuie. Atunci da. Apar și șănțulețele alea care spuneți dumneavoastră. Stropiți cu o soluție de topsin acolo la codiță. Să rămână soluția acolo, să nu stea apa de ploaie acolo. Aha. Și atunci nu se mai dezvoltă ciuperca acolo și cu asta ați rezolvat problema. Am înțeles. Și mai am probleme cu acea pată, sau mă rog, boala aia care apare ca o monedă mare, maro. Și iarăși am probleme cu așa ceva. Deci, dacă este... Pe tomată. Da, apare opus codiței, bata asta. Da, da, exact. Mai mult opus codiței, dar și puțin lateral. Da, poate să fie putregaiul cenușiu. Aia o puteți preveni dumneavoastră cu, să stropiți cu produsul Teldor. Sau, da. Sau Pirus, sau Papirus. În perioada de vegetație, în momentul în care se formează fructul. Am înțeles. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate, domnul. Asemenea. La fel, multă sănătate. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim îndată.